a fost cel puțin o fază în care nu cred că a judecat corect și mă refer la faza în care a scăpat Dicker singur pe poartă și a fost faultat de un apărător în postură de ultim apărător când putea să fie un cartonaș roșu. Deci asta zic eu că a fost una din cele mai mari greșeli. În rest, cred că a mai fost ceva greșeli, să le spunem, dar nu putem chiar să punem totul pe seama arbitrului. Mai acid decât colegul său de pe banca tehnică s-a arătat Silviu Stănescu, consilierul președintelui, este de părere că prezența la meciul controversatului președinte Jean Pădureanu i-a intimidat pe fluieraș. A fost antrenor 2 ani de zile la Bistra. În momentul când a apărut Nea Jean, au început și ei să le dea nu ăla 5 sau 10%. Deci noi n-am vrut să facem caz de chestia asta, că nu trebuie să știe echipa, dar a fost ceva. Când a apărut Nea Jean Pădureanu, deja a apărut și un fault așa scos din mânecă. Meciul dintre Gloria Doi Bistrița și Cetatea a fost condus la centru de o brigadă brașoveană în frunte cu Florin Ghimbășan. Ultima dată când acesta a arbitrat Cetatea, s-a produs un adevărat scandal, culminat cu suspendarea lui Marian Pană pentru 12 etape.